Primăria Comunei Bălăcița, împreună cu primarul Constantin Vlăduț, alături de beneficiarii de ajutoare sociale, au început o amplă acțiune de curățenie și igienizare pe raza Comunei Bălăcița. Conducerea care se ocupă de Comuna Bălăcița este foarte implicată, bine pregătită și decisă, lucru dovedit în ultimele săptămâni. În satul Bălăcița a fost revopsită fântâna de la Tsuțur, deoarece a fost vandalizată, au fost adunate gunoaiele de pe toată zona și s-a tuns iarba din jur. Nu este pentru prima dată când este curățată, dar fără ajutorul cetățenilor ar fi fost o muncă în zadar. Ne plângem, criticăm, acuzăm că această comună este urâtă și murdară. Dar cine o face așa? Așteptăm să facă alții în urma noastră rușine, relatează primarul Comunei Bălăcița, Constantin Vlăduți. În momentul de față, primăria Comunei Bălăcița roagă insistent comunitatea să păstreze curățenia și să respecte efortul depus pentru cetățeni. O dezvoltare economică și socială durabilă înseamnă o dezvoltare în armonie și echilibru cu natura. Fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze și să-și asume responsabilitatea privind impactul pe care acțiunile lui le au asupra naturii și a vieții celorlalți. Ca de fiecare dată, amplele acțiuni de IG s-au dovedit a fi un real succes printre cetățeni și asta datorită unui primar implicat și receptiv la nevoile comunității sale. În Comuna Bălăciți au fost realizate ample lucrări de modernizare, toate acestea fiind posibile datorită unei bune colaborări între primarul localității și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.